Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ieri vă rugam, după dublu sau nimic, să ne ajutați cu întrebările pe WhatsApp 0728111222. Da, doamne. Idei de întrebări pentru dublu sau propuneri nimic. Propuneri de întrebări. Da, exact. Și au venit foarte multe, extrem de multe mesaje. Vă mulțumim tare mult. O majoritate le-am citit în această dimineață. Da. Aici la radio. Eu vă mulțumesc în mod special că eu sunt responsabilul cu întrebările la dublu sau nimic și mi-e tare greu, m-am plâns aici. Că e tot mai greu să găsesc întrebări, că ele trebuie să fie nici prea prea, nici foarte foarte, dar trebuie să aibă totuși cât de cât grad de dificultate în concordanță cu premiul respectiv. Trebuie să fie oarecum unisex, adică, na, știi cum e, pe cât posibil, nu se poate chiar de fiecare dată, dar asta e piesa. Și am vrut în dimineața asta, după ce am parcurs toate mesajele primite de la voi, și vă mulțumesc tuturor încă o dată pe această cale, bă, am găsit niște idei de întrebări. Ia și zi. Vreau să le împărtășesc cu voi ca să vedeți cum ar fi să vă pună ascultătorii întrebări. Întrebări. Bună oară! Și asta e o întrebare pentru care aștept și răspunsuri, că eu sunt chiar curios dacă cineva știe, dar fără să căutați pe internet, că na, nu e nimic de câștigat din toată afacerea asta. La următoarea întrebare. Propunere pentru dublu sau nimic. Cum se numeau inițial celebrele personaje Tom și Jerry? Și precizează, deci întrebarea e cam grea eventual pentru un prag de 1600 de euro. Nu m-am gândit niciodată că au avut alt nume, Tom și Jerry. Până terminăm intervenția, așteptăm mesaje la 0728111222. Dacă voi știți cum s-au numit inițial Tom și Jerry, vă spunem la finalul intervenției care ar fi fost răspunsul au corect. Venit deja. Au venit deja, până se termin tu de vorbit, au venit deja. Deja oamenii știu? Da, ne-au zis de Tom, cum îl chema pe Tom. Cum îl chema? Jasper. Jasper îl chema, domne. Dar incredibil, adică mie mi s-a părut genul de întrebare infernal de grea, adică de neadresat. Așa este, așa da, este. Hai chema... să vedem Jasper și Jinx, nu? Jasper și Jinx, da. Și s-au numit așa doar pentru primele două episoade din serie, adică îți dai seama, trebuie să fii... Mare fan. Mare fan al fenomenului, ca să știi. Bun, iată, altă întrebare. Cum îl chema pe actorul principal din filmul Toate mi se întâmplă numai mie? Aici m-ai prins. E un film cu Piedone, Bud Spencer. Ah, Bud Spencer, dar bravo. E genul de film, adică nu e... Da, nu da, e întrebări da. Cu nu e vreun Oscar filme ceva. De-astea de referință, gen Titanic, uite, Rainbow. Dănuț ne-a răspuns deja, Bud Spencer. Deci da. Știa despre ce e vorba. Bine, sigur că sunt oameni care știu, da. Bună dimineața, băieți! Cornel din Iași vă adresează o întrebare pentru jocul vostru, dublu sau nimic. Eu, fiind un fan Michael Jackson, am să încerc să vă adresez această întrebare, toate că nu prea e cunoscut această melodie a lui. Alături de cine cântă Michael Jackson melodia What's Up With You, care a preluat-o la rândul lui de la cei de la Beatles? Răspunsul era Eddie Murphy. Poftim! Nu știa asta, nu? Cum era să-l întreb? Eddie Murphy cântând Michael Jackson. Băi, George, tu ai fost membru al fan clubului Michael Jackson Iași. Știe da, mă, o țară întreagă. Nu știa piesa nu. Asta? Sau dacă am știut, am uitat. Uite, nu mi-aduc aminte. Dar fii atent, altă întrebare. Dar rămâi mut și surd. Cine a inventat tragerea cu mitraliera prin elice la avioanele de vânătoare? Ne-a propus cineva. Deci, asta e... Cred că dacă dai la Academia de Studii... Da, trebuie să te sune cineva din armată ca să... Nici poate, acolo poate. Nu. Poate câțiva. Da. Și că ar fi vorba de... N-am apucat să verific, că n-am avut timp. Gugu Constantinescu. A, nu știu. Chiar nu știu. Ar fi cel care ar fi... Uite, ne-a răspuns cineva. Gugu Constantinescu, da. Bravo, domnule, sunteți foarte buni. Deci, uite, cineva ar fi știut răspunsul ăsta. Puteți să ne trimiteți în continuare propuneri de întrebări. 0728-3132. Mesaje da, pe WhatsApp și ne ajutați... Să nu fie extrem de grele. Nici, nici foarte, prea, nici simple, foarte, foarte. Adică, na. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.